Numele meu este Trașcu Cătălin. Lucrez în cadrul companiei de 8 ani de zile. Îmi place activitatea pe care o desfășor la Rod Bun. Pot spune despre mine că sunt un tip matinal. Îmi încep activitatea foarte de dimineață și în jur de 7:30-8, în funcție de distanța la care mă duc, plec de acasă. Discuțiile de cele mai multe ori le purtăm în prima fază în fermă. Să trăiți? Articulea tot ce iese din... Să rămână. După care mergem în câmp să vedem despre ce este vorba. Dacă a aplicat un produs de-al meu, ce rezultate a avut cu el, sămânța, cum s-a comportat, dacă a răsărit cum trebuie, dacă are putere, vigoare și așa mai departe, ceea ce trebuie să verificăm noi de altfel. El încă la ora asta este verde, mai are, a venit zilele trecute o ploaie și sperăm să mai reușim. Să mai bagem bob, cum se da, spune. Da. Pe doamna Maria Buzea am cunoscut-o acum câțiva ani. Avea nevoie la acea dată de niște floarea soarelui. A găsit soluția la mine, i-am livrat acea floare, iar ulterior am început colaborarea. I-am livrat semințele de floare, porumb, păioasele noastre, foliarele. Este foarte mulțumită de colaborare. Ăsta este motivul pentru care ținem legătura. Bobul este în fază de lapte ceară pentru soiul ăsta și arată destul de bine. Foarte bine, adică este da, un bob plin. Deocamdată. Nu este și ștav. Să sperăm că dacă nu va fi producție determinată de cantitate, măcar va fi producție calitate. De calitate. După ce m-am angajat la Rod Bun, după câțiva ani, am observat că lucrul în echipa Rod Bun, colegii și toată atmosfera, câmpul, tot ceea ce fac acolo, mi-au plăcut atât de mult, încât am luat decizia să îmi fac și eu studii în domeniu. M-am dus către Facultatea de Agronomie, deși aveam deja studii superioare, Facultatea de Drept. Cred că mi-am redescoperit această dragoste pentru câmp și pentru pământ. Pasiunea asta o am de la bunicul meu. El a lucrat ca și mecanizator în comuna Suhatul, județul Călăraș, și în toate vacanțele de vară mă lua cu el la lucrările câmpului. Și practic de acolo am deprins această dragoste de pământ, ca să spun așa. Ulterior am redescoperit-o când m-am angajat la Rod Bun și am început să ies pe teren. Eu vă recomand pentru la anul să folosiți și la păioase acești aminoacizi cu o toată încrederea. O să încerc să-i folosesc, să sperăm că lucrurile vor evolua bine pe perioada de vară, că va fi un an relativ bun, pentru că venim după un an bun, dar care a venit după un an dezastros. 2020 a fost un an dezastros pentru agricultură. Facem o muncă de calitate, am crescut, odată cu compania am crescut și noi. Compania investește în traininguri de formare a angajaților. Practic pot spune că m-am dezvoltat uman cât și profesional la Rod Bun. M-am dezvoltat odată cu compania. Eu cred că oricine poate să vină să încerce domeniul agro. Cel mai important lucru în domeniul nostru nu este să ai studiile. Cel mai important lucru este să fii serios, să-ți vezi de treabă și să încerci să muncești corect pentru oameni. De multe ori oamenii își spun problemele în fața noastră, a consultanților sau oamenilor de vânzări care pășim la ei în fermă. Eu, de exemplu, le ascult cu plăcere de fiecare dată, încerc să discut cu ei despre problemele lor, încerc să găsesc soluții dacă soluțiile depind de mine. Avem aici în cultură orzoaica pe două rânduri bosut, o steorzoaică de toamnă, se pretează foarte bine pe această zonă de câmpie. An de an avem rezultate constante aici în zonă, atât la doamna cât și la restul fermierilor din zonă. O recomand
tuturor fermierilor. Este o variantă foarte bună atât pentru furaj cât și pentru bere. Compania Rodbun a ales să investească nu numai în cercetare și dezvoltare de semințe și foliare, a ales să investească și în oameni, în angajații proprii. Munca noastră este remunerată corect. Avem bonusuri corespunzătoare în funcție de munca pe care o depunem și de performanțele aduse, iar o parte din angajați deținem acțiuni în cadrul companiei.